Salut! În video ăsta o să vă arăt cum facem un corp din ăsta, o perechele ăsta. Ăsta este un corp care are două aventusuri HKS și o să aibă mâner la un dat, de aia n-are tipon. Așa că o să-l tragem de el. Aici peste asta vine o mască și acolo vine sus agățătoarele. Din asta aici se tensionează dacă vrei să se ridice mai sus sau mai jos. Și cam atât. Hai să vă arăt. Hai să facem încă unul, perechea ăsta, perechea mai frumoasă a lui. Pas cu pas. Corpul standard. Asta e corpul. Asta e partea de sus, vă dați seama, după agățător care vine cu puțin capacal. Aici este făcut în cerc, că se vede lateral asta, și ala devine jos. Bun, astea sunt calculele scoase din Dynalo. Puteți să faceți și voi. Ce să înțelegeți aici? Eu, de obicei, la mine e măsurat de jos în sus, pentru că așa mi-e făcut la sertare, la visiere, și atunci de jos în sus. Laterală 720, 295 prima gaură, după aia 646 de gaură, 37 de margine și plus 64, care ar veni 101. Și asta e pe front. Pe frontul de sus vine 28,5, dar n-am pus 29. După aia 108 gaura cea mai din spate, pe care vine frontul și 32 dintre ele. Și din cu acela aia din mijloc e 99, pentru că mai scazi 9 mm, că trebuie să fie cu 9 mm mai puțin, că dincolo e aplicată practic pe tavan. Și pe mijloc, la mine polița e fix la mijloc, corpul așa 720, polița e fix la 360, aici încep din cu acea șurub. Și mai e o variantă mai simplă, am făcut din coace, deci de sus ar veni 74, dar dacă iei oriunde din interior, e 56 de mm, deci de aici până aici, sau de aici până aici, e 56 de mm. La asta 99, la asta 100. Diferența este grosimea, că eu vreau să se închidă fix pe mijloc. Cum am zis, din analog, dacă nu aveți din analog și nu știți să folosiți calculatorul, puneți așa, 56 mm, 56 de mm, 37, 101. Sau puteți cumpăra șablonul ăsta. Are 37 și are aventosul HKS aici. Și are și celălalt HK care ridică cu două, care ridică ambeluși împreună. Și e și H și HL-ul care ridică și în sus. Eu l-am folosit pe ăsta, dar am pus puțin în care are 55, după aia 37 și după aia 100. Și acum să vedeți cum vine aventosul. Ăsta este unul dintre ele, cam 100 ceva de lei. Capacele să pun la sfârșit după ce montez, că n-ai rost să le folosești. Îți vine cu un manual, dar nu te ajută cu mai nimic. De exemplu, îți arată numai să nu faci barba. Și îți arată cum să dai jos plasticul, dar imediat vedem și noi cum să dă. Îți arată cum să clipsezi asta prima dată în spate, apoi în față. Prima dată pui ușa în spate, după aia în față, pe clipsuri. Îți arată că de aici, de sub el, de sub braț, îl dai în sus sau mai în jos, cât de tare trebuie să ridice ușa. Și cum să reglezi, bineînțeles, în față-spate, de aici din față reglezi cât de sus-jos și în spate cât de față-spate. Și mai e doiul, îl ai ca stânga-dreapta. Dacă le pui la 29 sau na, 30 deoparte, nu ai probleme, aici zice cum să pui tiponul și că mai poți să reglezi un 3 mm din el. Bun, trecem peste. Neapărat să știți că la fiecare Aventos trebuie să cumpărați două din astea sau să vi le dea. Așa, două clipsuri pe care pui pe front. Alea merge la celălalt Aventos și vine așa, 6 șuruburi și chestiile astea două. Care sunt reversibile, stânga-dreapta, nu contează. Apropo, astea vin pe diferite forțe, au coduri separate și trebuie să le cumperi cam ce dimensiune ai. Asta are codul ăsta de aici, dar nu prea contează, așa că trebuie să vorbiți cu cineva, să vedeți să luați care are puterea suficientă să ridice. Poți să ridici și pe corp de 1,80x70 și ăsta are doar 30x60. Am făcut și cu corp de 1,80m lungime și merge. Așa că luați de care, dar nu aceleași, bineînțeles. Bun, hai să-i dăm drum la treabă și să facem asta. Bun, bun, avem 37 de margine, 5,6 de sus. Gaură de 5 mm, asta e. Șablonul meu pentru găuri de poliță.
Trebuie să arătăm că are 48 de milimetri, nu are chiar 50. Ca să vă demonstrez că sunt reversibile, o să le punem, o să-l pun din acela set, o să pun la pasă mai tare. Fac. Uite, aveți grijă aici să nu vă dea brez. De fapt, îl dau acum să vedeți cum sare. Hai mă, prieteni, ridică-te. Are chestiile astea. Vedeți? Sare. Eu de obicei îl pun unii pe corp, ca să nu risc. Acum trebuie să nimerim găurile. Hai mă, frate, măcar una. Cred că am dat greșit găura. 104, 104 e 101. Și 32. Am dat în față greșit. Deci 37 și 101. Că nu merge, ai greșit ceva. Hai mă, că acum am greșit. Bun, și acum luăm șurubele lor, din păcate îi sunt cu pH, aveți grijă atunci. Merg mai bine cu pH decât cu peze. Așa, hai să le luăm. Bă, frate, dar respecte sunt. Dau pe ăsta prima dată ca să nu mă duc strâmb. De-aia dau prima dată. Pe ăsta să-mi stea fixat. Bun. E greu să vă arăt ce se și dau în același timp. Ca să vă arăt că merge stânga-dreapta, n-are, nu contează, o să pun pe celălalt, care e din același pachet, care trebuie de aceeași ușă. Deci am dat bine găură. Apare încă da. De data asta am dat bine. Alea două sunt importante. Da, și când e așa, fac așa. Și... și aici pot să-l ții, vedeți? Și scoț asta. Deci nu contează, stânga dreapta nu contează. Trebuie să-l punem pe partea aia altă. Bun. Bun, aici 37-101. Bun, din coace 37 și 101. Dacă n-aveți șablon de 15 lei, merge la cote. Cercați să dați astea cât mai bine. Are reglaj, dar mai bine le dai bine ca să poți regla în ambele direcții. Merge și pe rubriu, că are fix 5. Trebuie neapărat să intre în găurile alea.
probabil să nu vă crepeți ca mine. Partea bună e că pentru fondul sonor nu trebuie să plătesc royalties. Așa că, ok. Așa, desfac ăsta și... Și acum scoatem afară. Ai, da la barbă. Bun, sper că... Azi, vedeți? Deci este reversibil. Cum vreți. Faceți proaste, dar aveți grijă de alea. Văd că mai bine e închis. Dar măcar când e închis, te prinzi cam la distanță trebuie. Perfect. Prima dată jos ca să dai fix drept. Să nu deviezi nimic. După aia, cealaltă două. Și o să-l punem deoparte. Cum să-l punem și așa? Deci, fainic. Cep, la vedere, pare. Frumos. Asta o punem jos. Vreau să o pun cu săgeata în jos pentru că urmăresc fibra. Îmi place că n-arată ca și cum ar fi tăiat dintr-o bucată. Bun, și am zis că jos vine la 99. Și din lateral vine 28,5. Eu o să pun 30 și o să pun lângă linie, un milimetru 2. Deci 30 înseamnă 3. 3. Trebuie să spun aici, dacă îl puneți la 3, nu-i problemă. Și așa punem 99, dar puteam pune și 10 din partea alta, da. Oricum e sigur. 99. Bun, și 99. Acum, uite, lasă, nu-ți dă șuruburi. E bun, deci. Vedeți? Trebuie șuruburi de 3,5x18, recomand eu, da, de 16, dacă e frontă de 16. Și cu asta în spate. Și adică eu și cu asta în față, care e așa teșit. Așa că punem așa. Puteți da cu un punctator sau instrument să-i face semnul. A, n-aveți, l-am pus la 30. Are nimic. Și la 30 bun. Deci am pus un pic de... Se reglează. L-am pus un pic strâmbă, din coleg. O parte e 29 și într-una e 30. Deci teșit în interior. Ia. Și vii 32 înapoi. Asta vine aici. Din cauza că nu l-am pus fix la 30, nu? La 29. Ușa 2. Săgeata în jos, înseamnă că lucrăm pe partea asta, aici. Asta vine... Hai să vedem, pe data asta nu greșesc. Să pun până în 30. Ceva. Și asta e 108, că e aplicată pe ușa de sus, ușa, e peste laterala de sus la mine. Atunci avem 108, dar trebuie să treabă în coace. Dar n-am dus să-și fac mult de șters. N-ați gâcit la crema. Și acum avem șuruburi, încă două clipsuri.
Parte teșită în față. Hai să punem lângă, pe exterior. Fix le-am pus, ceea ce e bine. 28,5, da? Și 108, dacă e aplicat. Dacă ai de făcut un corp cu o singură ușă, sau una, te frică să faci cu separator și vrei să pui două corpuri unul pe altul, așa faci. Sau 5-6 din interior. Un pic în exterior. Pentru începător ajută mult o șurubelniță scuțită sau un cuțit care bătu cu ciocanul. Sau cu vosul de la palmă. Bun, și acum zicem ce am făcut. În general, bine. Na, hai să vă arăt cum reglăm Aventus ăsta HKS. Vedeți, nu se închid. Tele dată asta mai jos și la mai sus, da? Nu o vedeți. Bine, văd eu. Adică se vede aici. Bun. De aici dai mai sus, mai jos. De aici dai mai față, mai spate și din gaură dai stânga-dreapta. Bun, aici l-am dat mai jos. Hai să dăm mai sus. Și din coace dăm mai jos un pic. Ia să nicio ieșit. Fix pe dos l-am făcut, da? Fix pe dos. Mai un pic. Așa, nu stai că... Hai să vă vedeți acum, vedeți? Aici trebuie da mai încoace, da? Aici. Vedeți partea asta. Și o să dăm și pe aia la altă ca să fim sigur. O să dăm și pe asta un pic. Atât. De aici trebuie dat un pic mai jos. Un pic mai mult. Dar cel mai bine merge cu șurubelniță, că e mai simplu. Na, restul o să fac montajul acolo la locație, că e posibil să fie și corpul sau masa strâmbă. Dar văzut de unde să dau. Cam atât de tot. Zi faină și spor în toată.